Încurcate sunt căile politicii. Înainte cu un an de alegerile locale, în interiorul organizației județene a Partidului Național Liberal Hunedoara au început să se amestece cărțile de joc. Unii mai prind loc la masă, alții aleg să plece din această echipă, iar câțiva sunt înlăturați. La Crișcior, actuala conducere a PNL Hunedoara a luat decizia să dizolve organizația, în fruntea căreia se afla unul dintre cei mai vechi și apreciați primari din județ, Ovidiu Furdui. Acesta spune că nu a fost înștiințat de această decizie, ci a fost pus în fața faptului împlinit. Nu comentez, pentru că, până la urmă, asta a fost decizia conducerii. Dacă asta a fost decizia conducerii, o accept. Poate n-am condus cum s-așteptau ei organizația, vine altcineva, conduce mai bine. Sunt deocamdată liberat, dar încă o dată, s-au întâmplat prea multe în Partidul Național Liberal și atunci chiar nici nu vreau să comentez. Dacă ei au ajuns la concluzia... Ați avut discuții în acest sens, discuții. Ați fost anunțați că deci, organizațiile că s-au și găsit, vor fi dizolvate? Da, am văzut că s-au și găsit candidați cu care se afișează la Crișcior, foarte bine. E ok, mă bucur, dacă asta a fost decizia lor, o respect, nu e nicio problemă. Nu ne-am înjurat, nu ne-am, cum să zic, bălăcărit. Nu, deci au fost discuții care am spus, domnule, nu cred că e normal ce se întâmplă. Că de multe ori poate nu ne place să auzim aceste lucruri sau să credem că noi suntem deținătorii adevărului absolut și numai, poate au considerat că numai Furdui greșește. Noi nu greșim, numai Furdui greșește. A, și atunci am zis, bă, dacă tot Furdui greșește, prefer la un moment dat, am zis, băi, prefer să stau deoparte. Ovidiu Furdui spune că va candida anul viitor pentru încă un mandat la conducerea primăriei, dar cel mai probabil din partea unui alt partid, pentru că, spune el, trebuie să finalizeze proiectele demarate pentru comunitate. Clar că voi candida. Nu voi din sta partea să... cărui partid veți care candida, mă va primi? Nu știu, se găsește un partid să mă primească și pe mine, probabil. Să înțeleg că veți pleca din PNL? Păi nu știu. Dacă au dizolvat organizația, probabil că da. Cine mă ajută? Cu siguranță că și eu îl voi ajuta. Pentru că, doamne, avem atâtea proiecte. Atâta timp când nu înțelegem că acele proiecte trebuie cumva gestionate și duse la bun sfârșit. Și criteriul ăsta de împărțire a banilor, care niciodată pe mine m-a nemulțumit, adică am spus că mă nemulțumește și nu este normal, clar că până la urmă au fost anumite disensiuni, clar că poate unii dintre colegi sau conducerea partidului a spus, dom'le, nu e normal să tot, adică să vorbească primarul de la Crișcior despre aceste lucruri, probabil. Și atunci am ajuns la concluzia că e mai bine. Eu încerc să-mi duc toate aceste proiecte la bun sfârșit, pentru că asta am și spus-o. Dom'le, pentru mine prioritatea astăzi nu e să fac politică, ci prioritatea e să fac administrație, să pot să-mi duc toate proiectele astea. Pentru că cetățenii până la urmă de asta m-au ales. Nu știu câți m-au ales ei că fac eu bine politică. Serios.